O poveste ca a noastră rar vei mai găsi prin cărți, dar prăstirea omenească o întâlnești și în alte părți. Așadar, povestea spune că un om avea odată un copil și o nevastă și o soacră pe lângă casă. Doina, din ce s-o făcut tu? Dintr-o gură de mic pruncu l-o lăsat mai ca dormind, l-o afla doina zicând: culcă-te, puiuț micuț, scoală-te, mărișoruț, culcă-te și steagua, până mâine-ntr-al ziua. Nani, nani, copilaj, dormi cu mama, uduraj, că în apă te-am scăldat, lângă sov am să te pun. Nani, nani, copil bun. Fă-ne-o, fată, ce-ai făcut? Copilul la emărât, gătă sobă, drumul mare, eu cădea, n-are scăpare. Văleu, așa e, mămuță, se urcă pe zutomuță. L-a lovit și l-a dat jos, vai de noi, copil frumos! Nevastă, ce-ai pățit? Din curte te-am auzit. Ce să am rămâne? Fără copil vom rămâne. Pe sobă e un drop de zare, pruncuțul tare scăpare. Te-a urcat sus, mătănel, l-a lovit pe lichitel. Bre, mulți proști mai am văzut că pe lumea întreg, dar ca voi, Doamne ferește, nu cred că altul mai este. Amu, o să plec de acasă și am umblat din casă în casă. De mai găsi ca voi, mă întoarce înapoi. Oferând omul nostru bun, iată și pornirea lui. Și am menții mergând așa, iată că vede ceva. Bună ziua, mai am bun. Ce tot faci aici, Andro? Ce să fac, mă tot rudesc? Soarele să-l păcălesc. În oboroc de-o intra, l-o duce în casa mea. Măi, ce trudă în zadar, dar n-ai un topor măcar. Ia-l de coadă, sparge cât vrei și soarele intră în bordei. Mulțumesc, mare minune, Domnul te-a dus la mine. Cred că aș fi un bătrânit să ca soarele iubi. Și merg grămasă iar locului. Un gotar făcuse un pat, dar nu putea scoate afară. Măi, dar n-ai lăvaș, măi. Hai, de ce nu vrei să ieși? Măi, am fără să băteam. Vrei să scoți carul afară? Ia ascultă-l meu spate și căsuța ți-ai salvat. Bre, atât am omor ca să scot carul din pridvor. Ia ascultă-l meu spate și căsuța ți-ai salvat. Scoate-l în bucăți afară și acolo îl înjghie biară. Mulțumesc, mare minune! Domnul te-a trimis la mine! Astfel zeul la sfântul așteaptă, aș fi scos carul din casă. Și mergând în drumul, rămas iar locul, când nu pot să pui tot în viață, nu ce-i pot aduce. Dar ce? Că vă mă spune un bun. Vai de mine, mai bun, supărată, ce să spun? Dar țăpuiul ăsta, noroc, nu urcă în acele pod. Nu țăpoiul e de vină, ia mă ta găleata în mână, pune nuci câte vrei, te cocoți cu ea pe scară și treaba-i gata până diseară. Mulțumesc, mari mine, Domnul te-a trimis la mine, dar țăpoiul pentru fum, pentru nuci, nu este bun să urci nucile în pod cu un țăpoi? Ochii în văd, dar nu pot crede. Ce faci, mai mata, mai lele? Ia făcuța asta mea, e flămândă și nu vrea.
să urce pe șurăbate, să mulce pe săturate. Măi, femeie, spânzor vaca, dă până jos și treaba-i gata. Mulțumesc, mare minune, Domnul te-a trimis la mine. Dacă nu veneai mata, vaca mea nu mai era. Și față? Mâța se putea întâmpla să urce pe horn cumva. Să dea jos drogul de sare pe copil să vină moare. Să duci oane în casă în loc să spargi o fereastră. Să urc nucile în pod cu un țăpoi. Măi, ce noroi! Să spânzuri trăgând o vacă pe șură să-i dai o tavă. Asta chiar că n-am gândit să existe pe pământ. Tot mai bine e acasă lângă soacră și nevastă.